în primul rând, cetățenii trebuie să lupte să alegem un președinte incoruptibil. Pentru că nu are prea multe prerogative președintele. Dar dacă într-adevăr va fi incoruptibil, el poate să se adreseze mereu alegătorilor. Și atunci, împreună cu dânsii, se poate de măturat clasa asta coruptibilă. Se poate și din Parlament, și din Guvern, prin următoarele legile anticipate, am în vedere, nu chiar atât de aproape, dar poate peste un an, peste doi. Deci, primul examen, în părerea mea, este alegerea unui președinte incoruptibil.